este o activitate din cadrul proiectului Mare Fără Limite Bune pentru Tradiții. Acest proiect este inițiat de o colegă de-a mea de la Moldova, din Ruginești, județul Vrancea. Această activitate am desfășurat-o noi aici la Goș și astăzi am făcut evaluarea prin această expoziție de lucrări, după cum vedeți. O expoziție foarte frumoasă și pentru evaluarea aceasta noi v-am prezentat un mic program artistic cu grupa Mijlocie. În deschiderea acestei activități vreau să recităm câteva poezii. Și vă prezint prima fetiță care va recita poezia. Hai, Mimi, poți să treci în față să vă recităm o poezie, să spui tu cum se numește, Mimi, poezia. Poezia se numește Ora lui Cuzan. Frunza verde trindale, de la Micovai la Vale, s-a întins o horă mare, că e zi de sărbătoare, că e zi de sărbătoare. Țineți hora în focare din Carpați până la mare. Cuza vodă să pornească, oștirea să-și omărească, țară mână să trăiască, traia bun să pomenească, tot omul să pomenească. Foarte bine! Bravo! Foarte bine! Limita, poți să spune și la microfon, că uitați, avem și microfonul și am uitat să văd. Daria, ia microfonul, te treci pe alea mai în față și spune poezia la microfon. Spui cum se numește poezia. Da. Ia, ne, ia să vedem, ne-ai deschis? Gata, hai! Cum vă doar, domnule, cu puiul în care m-am născut? Așa? Hai! Cum pe care s-a văzut? Vitejia strămoșească? Scumpă țară românească! Scumpă țară românească, pe? Dacă vrei, îți iau microfonul, Darinca, da? Da, hai! Hai, spune cu sigur așa. Alexandra și tu, să ne reciți o poezie. Unirea principatelor române. După ani de chin și dor s-a format un nou popor. S-au luptat cu vitejie pentru o nouă Românie. Ei luptau cu mic, cu mare, slujau țara cu onoare, au murit oameni mereu și s-au dus la Dumnezeu. Doamna Mioara, vă rog frumos, puteți să spuneți și noastră câteva cuvinte, a venit și doamna director. Da, în sfârșit, am venit de la grădința cealaltă unde am avut și acolo o activitate de acest gen. Puteți să vorbiți la microfon dacă vreți, doamna? Avem aici? Cred că mă auziți. Da. La grădinița numărul 1, grădinița numărul 1, Rovinari este parte într-un proiect interjudețean. Asta înseamnă un proiect care cuprinde mult mai multe județe ale țării. Un proiect în care una dintre activități ne-a fost dată nouă aici la grădința 1 de rezolvat. Este vorba de activitatea pe-al nostru steag. E scris unire. Cred că am și scris acolo pe panouri. Și avea mai multe etape. Prima dată, acțiunea consta în colectarea de la copii a unor lucrări artistico-plastice pe teme de unire. După aceea, organizarea unei expoziții și, în sfârșit, în ziua de 24 ianuarie, un scurt program artistic care să întregească actul de sărbătorire a Marii Uniri. Copiii sunt mici, ei abia înțeleg când noi le povestim despre unire, despre faptul că țara noastră a fost împărțită în mai multe părți și că, în sfârșit, prin unirea din ianuarie, după aceea acea mare unire din decembrie, s-a întregit. Ceea ce le rămâne lor
este faptul că au sărbătorit, că țara lor se numește România, că o iubesc și ce bine ar fi să o iubim cu toții și să o respectăm și să nu mai vorbim atât de urât de români și de țara românească. Și cam asta este. Copiii de la grădinița 1 totdeauna fac desfășoară activități foarte, foarte frumoase, așa cum se vede și de data aceasta. Sunt mici, nu mai avem copiii de grupă pregătitoare pe care ne bazam și noi în activitățile de mai mare amploare, dar așa cum sunt, imaginați-vă că acum 3-4 ani nu existau pe pământul acesta, astăzi cu forțele lor, cu puterea lor, cu gingășia anilor pe care i-au, sărbătoresc România. Merită aplauze și vă rog să faceți. Și acum, ca de obicei, așa cum știți, alături de noi de fiecare dată, domnul viceprimar, la orice acțiune, de fiecare dată, de câte ori, cerem sprijinul. Și vă rog, domnul viceprimar, să ne spune și câteva cuvinte. Și alături de noi este și domnul director al Casei de Cultură, care este acolo bănuțel și care, de asemenea, în orice moment răspunde prezent. Vă rog, domnul viceprimar. Ce să vă spun, că mă bucur foarte mult pentru că ne-ați invitat. Într-adevăr, noi răspundem la orice invitație. Să vă mulțumesc în parte, din partea primării, din partea domnului primar, care momentan nu este în localitate. Să vă mulțumesc în numele Consiliului Local, pentru că și ei sunt alături de dumneavoastră și de toți cetățenii. Și vă spun că, într-adevăr, astăzi îmi împlinesc 155 de ani după cum vinețim de la Unirea Mică. Să le urăm mult succes celor mici, pentru că vom avea un program destul de amplu și să fericit doamnele educatoare și părinții, pentru că, într-adevăr, avem niște copii minunati și merită, într-adevăr, ca ei să fie în cerc atenție. Mulțumesc! Atunci continuăm activitatea noastră. Mulțumim! Doamnița dumneavoastră, ca și răsturi. Bun, atunci, haideți copii!
Yeah.